Da, ce s-a întâmplat? Nu, așa, nici nu mă mai apuc, că nu vreau. La ce te gândeai? Hai zi. Nu, așa, la... La toată situația, da? Da. Ți-e ciudă, ți-e milă, ți-e... Ce, de ce-ți pare rău? Ce simți? Doamne, ferește, eu am luat-o razna. E Mercur retrograd, zi. Cred că dai ceva, că dumneavoastră știți cu planetele. Este, da? Ți-am da? Zis? Da? Da. Mai ține câteva zile. Vreo săptămână și... E bine. Nu știu, așa e asta emoționant. O atmosferă. Și cu ce s-a întâmplat și în ultimele zile. Dar cel mai mult ce ți-a venit în minte acum? Ce te-a făcut să te emoționezi? Că și am avut momente de-astea când m-am simțit singură. Aici? Erai aici, da? Și efectiv nu aveai cu cine să vorbești? Dar acum te mai simți singură? Și ce făceai? Ei, vorbeam acasă. Vorbeai acasă. Opa. Sunet! Sunet! Vă rugăm. Cred că nu vrea cu sunet. Ba. Deci, Giulia, cu Virginia plâng? După Robi. Spuneai zilele trecute că dacă eu nu am plâns aici, dacă nu am arătat că sunt... Plânge și Robert acum. Da. Hai să plângem tare. Da, hai. Am mai rămas patru. Ziceți, fetelor. Încor să plângem. Mai plângeți. Plâng și râd în același timp, rău. I-am dat lăcrimuță, bă. Ia, nu pot să cred, bă. Bă, tot de Robi, mă. Spuneai, dacă nu am plâns aici și dacă nu am arătat da, nu că înseamnă... mă doare sau că sunt deranjată, nu înseamnă că nu m-a durut, nu înseamnă că n-am suferit. Da. Ce te făcea să suferi? Eu? Da, mi se păreau că erau foarte multe începături uneori. Și eu nu am fost așa din senin cu nimeni. Adică, uite, și cu Robi, poate, nu știu, aș prefera să văd eu sau să mi se spună o părere, dar în alt mod, nu așa ironic sau răutăcios. Uneori și... Mă mai și aprindeam și eu și în unele situații nici măcar Robi nu... Te ajuta, nu te susținea, nu te înțelegea, nu ținea parte. Da. Bă, tu ești într-o situație foarte grea, sincer. Da. Crezi că eu nu sunt conștient, frate, mă doare capul de nebună. Te-ai și lui 2000 de euro și vezi cum treci.
Te îndrăgostești de Robi? Înțeai? Că te îndrăgostești de el? Poate că da, adică mie chiar nu aș fi putut să fiu cu el, cum a spus el. Eu asta nu înțeleg cum poți să fii cu un om dacă nu simți ceva pentru el. Adică nu mi s-a întâmplat asta niciodată, de aia spun că am fost foarte sigură atunci când am fost cu cineva și nu aș fi putut să fac niște gesturi dacă nu am nimic pentru o persoană. Ce sens mai are? Până la urmă, asta e frumos, să simți și să... Ia zic, până la iubire trebuie să existe alte lucruri, sprijin, respect, înțelegere. Prietenie, chiar? Ce ți-a zis acum? A zis că îi pare rău. L-ai crezut de data asta? Dar eu cred că îi pare rău, chiar cred. E normal, ar fi fost culmea să nu-i pare rău. E om până la urmă și el. Doar că, mă rog, mai zâmbea, mai râdea, mai părea așa, în altă parte cu gândul. Da, când... nu, l-am simțit sincer. A spus că el, după ultima lui relație serioasă, a avut așa chestii, relații mai, cum să le zic, pasagere. Și s-a răcit oarecum și acum nu știu dacă e, nu că a uitat, dar s-a dezobișnuit să aibă o relație mai serioasă și acum a zis că cu mine a simțit chestia asta, iar nu se bat puțin cap în cap. Și încă ar fi fost o relație serioasă, dar nu a știut să o mai gestioneze și că nu a fost atât de implicat și de aia ajungea să facă involuntar niște glume. A spus că de multe ori glumele pe care le face că sunt ironice, dar am spus că nu știu, tot trebuie să te gândești, eu mențin părerea, adică poți să te abții, nu mai avem, nu știu, poate când ai 17-18 ani e normal, îți place așa de mai multe fete, că le vezi, dar poate trecând timpul trebuie să știi ce vrei și să nu te mai lași așa dus de val, mai ales atâta timp cât ai o relație și să nu te lași dus de val la prima care trece prin față să te uiți că are picioarele mai nu știu cum sau... O să fii alături Giuliei? Cum? O să fii alături Giuliei? Eu? Da, dacă tot te-ai emoționat ascultând-o pe ea. Da, nu știu cum aș putea să-i fiu alături, dar o să fim aici toate. Eu nu am nimic, atâta timp cât cineva nu face ceva, eu nu o să încep.